Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Vă spunem și la mulți ani, fiindcă 30 noiembrie în fiecare an ne amintește de Sfântul Apostol Andrei și de Ziua Națională Bisericească, dar vine imediat și 1 decembrie Ziua Națională a României. A venit alături de mine în al Preasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului și vorbim astăzi despre Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna, al Transilvaniei. Sărut dreapta în al Preasfinția voastră și la mulți ani de ziua tuturor românilor. Mulțumim, Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze pe toți, la mulți ani tuturor. În al Preasfinția voastră ne-am propus ca în această ediție să vorbim despre Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna al Transilvaniei și aș vrea pentru început să ne spuneți de ce Sfântul Sinod a hotărât ca data de prăznuire a Sfântului Mitropolit Andrei să fie tot de ziua Sfântului Apostol Andrei, pe 30 noiembrie. Stabilirea datei de prăznuire se face în funcție de data morții, a trecerii la cele veșnice, sau de pe alte rațiuni. Când se face canonizarea unui sfânt, se ține cont de pietatea, de cinstea pe care credincioșii o acordă acelei personalități. Vreau să spun că încă de la trecerea sa la cele veșnice, odată cu prăznuirea Sfântului Andrei, cu sărbătoarea Sfântului Andrei, a cărui nume îl purta și Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna, pomenirea lui s-a făcut atunci, odată cu Sfântul Andrei. Noi, când eram studenți, făceam de Sfântul Andrei, făceam o sărbătoare și la catedrală și cântam imnul Da, Andrei, tu n-ai murit. Exact imnul pe care i-a fost alcătuit după moartea sa. Deci a fost o lucrare providențială, o lucrare pe care Dumnezeu a urmărit-o dintr-un început, când l-a chemat pe Anastasie la slujirea aceasta devenind Andrei Mitropolitul, și mai adăugăm încă un lucru care a venit în plus ca un dar de la Dumnezeu în data proclamării, în anul proclamării, în ziua proclamării, canonizării Sfântului. După ce Sfântul Sinod a aprobat canonizarea, trecerea lui în rândul celor sfinți, fiind la București moaștele Sfântului Andrei, capul Sfântului Andrei, așa a rânduit Dumnezeu și așa au vrut apostolul, ocrotitorul României, cu apostolul ardelenilor să fie împreună cinstiți. Și consider și eu că a fost o mare bucurie și o mare împlinire pentru că sărbătoarea aceasta pe care noi o închinăm Sfântului Andrei, am închinat-o dintotdeauna Sfântului Andrei, Apostolul, să fie dublată, să fie întărită pentru noi toți și cu cinstirea Sfântului Mitropolit Andrei Șaguna. În Preasfinția voastră ați spus așa că de ziua Apostolului Românilor, de Sfântul Apostol Andrei, este și ziua Sfântului Apostol Mitropolit Andrei Șaguna al Transilvaniei. Aș vrea pentru dragii noștri telespectatori să ne spuneți cine a fost Sfântul Andrei Șaguna. El a fost considerat și de credincioși și de potrivnici întâi de toate ca o mare capacitate, ca un apostol, într-adevăr, al apărării drepturilor spirituale, dar și sociale, ale românilor din Transilvania. Nu întâmplător el a fost numit un Mesia al Transilvaniei, pentru că și-a dăruit întreaga sa viață. N-a trăit mult, a trăit doar 65 de ani, dar mai mult de jumătate, peste 40 de ani, a dăruit românilor din Transilvania, pe care i-a slujit și pentru care s-a și jertfit, deși a murit o moarte obișnuită, dar
s-a consumat ca o candelă, încercând mai presus de toate să aducă liniște și bucurie, să înlăture orice fel de conflict, pentru că în Transilvania, fiind atâta populație diversă, atâtea etnii, atâtea confesiuni, el a fost omul păcii. Chiar în ultimele cuvinte ale sale, care au rămas cuvinte de testament, i-a spus ucenicului său, Nicolae Popea, viitorul episcop de Caransebeș, i-a spus aceste 9 cuvinte: fiți pe pace, aveți-vă bine, nu vă sfădiți. Fiți pe pace, deci pacea pe care n-a avut-o el și pentru care s-a luptat, să rămână, a rostit ca o binecuvântare. Aveți-vă bine. Nu e suficient numai să fii om care nu te implici în conflicte, ci activitatea directă, apropierea și prietenia și relația aceasta de iubire, aveți-vă bine, este faza a doua. Și apoi, categoric, a rostit și al treilea îndemn, nu vă sfădiți. Adică nu vă certați între voi, pentru că totdeauna cearta dintre români a fost folosită și de ea au profitat alții. Acesta este testamentul Sfântului Andrei Șaguna. Un testament scurt, dar extrem de cuprinzător. Toată viața lui a fost scurtă, dar foarte intensă. Viața lui a fost îndreptată întâi de toate spre emanciparea poporului, eliberarea lui din punct de vedere spiritual, adică mitropolia care a fost distrusă la 1700, a fost desființată, să reapară mitropolia Transilvaniei, și a reușit prin multă stăruință, prin relațiile sale, prin influența sa pe care a avut-o asupra curții de la Viena, să se întemeieze din nou, să se întemeieze mitropolia Ardealului la 1864, și în 1865 deja a înființat episcopia de la Caransebeș, care s-a adăugat cele de la Arad, și a fost restabilită mitropolia Ardealului. Cu cele două episcopii sufragane. Da. Și-a dorit pentru biserica sa o catedrală. N-a putut să-și împlinească visul, ci doar a adunat un fond. A pus temelie unui fondul catedral, care s-a întregit până la al treilea mitropolit, Ioan Mețianu. Miron Romanu a adăugat și el, dar Ioan Mețianu a reușit să construiască catedrala aceasta minunată în 4 ani. Visul i s-a împlinit în momentul în care, canonizat fiind, am adus relicvele lui sfinte de la Rășinari, din mausoleul unde își dormea somnul de veci, unde stăteau aceste relicve sfinte, l-am adus pe Sfântul Andrei în catedrală. Și acum, la intrare, în partea dreaptă a catedralei, străjuiește ca un pasnic, ca un ctitor al Sfântului Lăcaș și ca un mentor spiritual al nostru, ca un ocrutitor al întregii Transilvanii. Înalt preasfinția voastră, cum vine acesta român în Transilvania? Cum ajunge el aici? Și așa cum spuneți dumneavoastră, a fost un apostol. Cum l-au perceput oamenii din vremea lui? Pentru că l-au perceput foarte bine de la început și l-au primit cu multă bucurie, că a venit întâi episcop, apoi a ajuns mitropolit. Interesul lui față de biserică a fost dublat și susținut continuu cu interesul emancipării neamului românesc, pentru că
El a înființat peste 800 de școli. E un efort extraordinar pe care l-a făcut, pentru că a considerat că dacă poporul român învață, dacă copiii românilor fac școală, să ridică neamul. Și acestea erau școlile parohiale, de fapt. Școlile în localități, în diferite localități. Au făcut două licee mari. Unul dăinuiește până astăzi. Liceul Andrei Șaguna din Brașov și liceul din Brad, din Munții Apuseni, al care a fost dărâmat. Mai există doar locul unde a fost el. Deci două mari licee, Facultatea de Teologie de la Sibiu a întărit-o, transformând-o dintr-o școală de învățători și preoți în academie, Academia Andreiană, și păstrăm până astăzi pe frontispiciu clădirii Facultății noastre de Teologie această numire, Academia Andreiană. A instituit o tipografie pentru ca, prin cultură, să întrețină și viața spirituală, viața liturgică, dar și viața culturală și cultura neamului, ridicând astfel, deci prin toate tipăriturile, a tipărit, ridicând nivelul cultural și spiritual, a tipărit întâi Biblia, Biblia lui Șaguna, Biblie mare, pentru că a dat hrană tuturora. Apoi a tipărit cărțile de cult. A fost specialist și în drept canonic, pentru că are și un compendiu drept canonic. De fapt, studiase filozofia și dreptul. Da, el a fost profesor de drept la Academia Andreiană. Dar mijlocul cel mai util și instrumentul cel mai acceptabil sau care a pătruns peste tot a fost telegraful român. Este cel mai vechi ziar bisericesc care are o apariție neîntreruptă până astăzi. Iar o a treia lucrare, pentru că e reprezentată în icoana sa, în icoană el ține în mână telegraful român, Biblia și regulamentul organ sau statutul organic. A pus în aplicare, inspirându-se din apus, la o conducere bisericească cu participarea și a mirenilor. Doi mireni și un cleric în toate organizațiile acestea, păstrează până astăzi această modalitate de cooptare și de responsabilizare și a laicilor, a credincioșilor, la participare la treburile bisericești. Iată, aceste trei lucrări sau lucrările pe care el le-a început, le-a și desăvârșit, a fost foarte ușor de urmașii lui să le ducă mai departe, pentru că ele erau bine conturate și temeinicite, și deja la urmași s-a observat o evoluție și spirituală și culturală. Dacă a funcționat tipografia, dacă toate știrile și mai ales Cuvântul lui Dumnezeu ajungea și în rândul preoților de la țară și a credincioșilor din diferite parohii, viața liturgică unită cu viața culturală, pentru că a fost implicat și în emanciparea aceasta culturală a românilor, împreună, iată că a contribuit la ridicarea neamului românesc. De aceea, el este considerat ca un apostol, ca un slujitor al lui Hristos, pentru că a venit și și-a dăruit întreaga sa viață slujirii lui Hristos în ortodoxia credinței. A avut și un moment de examen. Tatăl său
datorită unor probleme ale vremilor respective, pentru ca să scape de anumite obligații, a trecut la catolici. Și la vârsta maturității, el și-a dat examenul optând între a sta și a profesa dreptul prin instituțiile europene, împreună cu tatăl său, să fie alături de tatăl său, sau a fi alături de mama sa, care este la fel de sfântă și ea, care era ortodoxă și care l-a crescut și pe el și pe sora sa în credința ortodoxă. Și alegându-și cu toată ființa sa slujirea ortodoxiei, a făcut-o la maxim, peste, până la ultima suflare a sa, până la ultima picătură a efortului și a lacrimilor sale pe care le-a vărsat pentru neamul românesc. Înalt preasfinția voastră, ne-ați spus așa că Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna a fost un om foarte bine pregătit, un intelectual desăvârșit, un om cu viziune, ni l-ați prezentat ca pe un vizionar. Ne-ați spus însă că el a fost, după modelul Mântuitorului Hristos, blândul păstor, păstorul cel blând pentru oile sale din Transilvania. Aș vrea să ne vorbiți despre viața lui curată, despre viața lui sfântă, care era văzută de contemporanii lui și chiar sunt consemnări. Întâi de toate a fost, în ciuda laudelor primite, un om foarte modest. Deci el putea să fie mândru că avea, vorba românului, acoperire în aur din punct de vedere al calităților sale, atât intelectuale, cât și culturale, spirituale. Dar a fost atât de smerit încât s-a mulțumit cu bucuriile pe care îi le oferea slujirea liturgică. Slujea cu foarte multă atenție și cu foarte mult devotament, și îi iubea pe preoții săi ca pe proprii săi copii. Îi îndrepta, îi îndruma, le atrăgea atenția totdeauna cum să slujească mai frumos și mai potrivit. Are și un curs de pastorală pe care l-a împărțit slujitorilor Sfântului Altar. A spus că era smerit încât a renunțat la orice fel de festivism. A fost obligat la 25 de ani de păstorire să accepte un fel de sărbătoare. Și după ce s-a consumat sărbătoarea liturgică și a spus, voi bucurați-vă mai departe pentru că este sărbătoarea voastră, dar eu mă retrag la chilia mea să îmi văd de rânduielile mele. Și mai presus de toate, în testamentul său, a lăsat ca și în ultima clipă a despărțirii sale de cele pământești să slujească la mormântarea lui doar duhovnicul său. Deci câtă smerenie, care de fapt l-a înnobilat. Smerenia aceasta l-a făcut pe el ca să poată birui peste totul. Avea un program de rugăciune și au reușit, ce n-am reușit noi, au reușit străinii. Există un autor străin care a găsit și, de fapt, altul l-a scos din anonimat sau chiar din acuzele politice, Hitchens, un american, după ce el și-a făcut o teză de doctorat despre perioada lui Șaguna, a apărut și în Parcul Astra statuia lui Șaguna, dar fără niciun insemn, fără cruce sau ceva. Dar este Sfântul Andrei acolo, în statuie. Iar alt cercetător, un german, a găsit niște însemnări despre programul său zilnic. În fiecare zi dimineața avea 2 ore în care nimeni nu putea să-l deranjeze și celelalte ore în care evident nu putea să fie deranjat. Deci a fost un om al rugăciunii,
Pentru că numai astfel, printr-o viață echilibrată spiritual, putea să învingă toate atrocitățile vieții și ale asupririi străine, pentru că Transilvania s-a aflat sub stăpânire străină atunci. L-a ajutat Dumnezeu, a rânduit Dumnezeu să fie între aleșii lui și să fie astăzi și model și rugător pentru noi toți. Înalt preasfinția voastră, să vorbim acum despre bucuriile și despre darurile pe care le împarte el acum în catedrală, fiindcă sunt foarte mulți oameni care vin și stau la racla Sfântului Andrei Șaguna, îi spun necazurile, așteaptă ajutor și Sfântul Andrei, așa cum a ajutat românii cât a fost în viață și s-a rugat pentru ei, așa cum spuneți dumneavoastră, și a ajutat în chip real, îi ajută și acum. Dumnezeu l-a binecuvântat, i-a dat daruri multe. Suntem încredințați că cei care se închină, cei care sărută moaștele lui, cei care se roagă și își pun necazurile, sunt auziți de Dumnezeu, sunt auziți de Hristos pe care l-a slujit și pe care îl slujește și acum Sfântul Andrei, pentru că el a ascultat pasul neamului românesc și l-a durut lipsa de drepturi sociale, l-a durut lipsa de educație, l-a durut tot ceea ce avea lipsă neamul românesc. Am primit din mai multe părți știri despre această lucrare cu binecuvântarea Preafericitului și la solicitarea unor părinți din străinătate. Am dat o părticică din moaștele Sfântului, pentru că el a fost al tuturor, nu numai al nostru. Și exact cum spuneam din testamentul său, că a fost omul zmerenie și omul păcii, au simțit că acolo, în străinătate, îndepărtați de țară, cineva le-a ascultat păsul. Și mulți s-au liniștit, pentru că noi vedem câte tulburări avem aici, unde suntem la noi, acasă. Numai că ușor ne restabilim între ai noștri, dar fiind departe de țară și într-un loc străin, avându-L numai pe Dumnezeu, iată că a apărut și un mijlocitor. Și mijlocitorul acesta le-a dus lor pace și liniște. Ne-am bucurat foarte mult, da, și o să le și consemnăm toate aceste lucrări minunate pe care Sfântul Andrei, mitropolitul, Sfântul Ierarh Andrei, le face cu noi, cu toți. Noi simțim tot mereu, luăm, purtăm cu noi o raclă cu capul său. Pentru că așa cum a venit capul Sfântului Andrei la noi, tot așa și capul Sfântului Ierarh Andrei merge să bucure pe toți credincioșii noștri și unde să vășăm Sfânta Liturghie, oferim spre venerare, spre cinstire și aceste relicve sfinte și oamenii se bucură și bucuria aceasta e o prelungire pe care Dumnezeu o rânduiește, o prelungire pe care o facem cu bucuria Sfântului, că și Sfântul se bucură când noi îl cinstim cum se cuvine. Avem în al preasfinția voastră, în ceruri, doi apărători, doi apostoli, prăznuiți la aceeași dată de Biserica Ortodoxă Română, la 30 noiembrie, și ei sunt rugători pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și mă gândeam așa la ceea ce spune Sfântul Vasile cel Mare în liturghia sa, că Dumnezeu a arătat sfinți din fiecare neam. Și iată, ni l-a arătat aici pe Sfântul Andrei, mitropolitul Transilvaniei. Pentru noi este o împlinire, pentru întreaga Transilvanie, în special pentru Sibiu, că a venit Sfântul la el acasă, a venit din Rășinari, unde s-a început
viața liturgică și viața aceasta de sau organizarea bisericească, pentru că reședința episcopilor, primilor episcopi înainte de Sfântul Andrei, era la Rășinari. Și din căsuța aceea s-a ajuns acum și din mausoleul său a venit acasă, în catedrală, care este casa Domnului, și reședința, la fel, pe care el a cumpărat-o, așezându-o, a cumpărat-o lângă Academia Andreiană, și ne întâlnim cu Sfântul la orice pas. Acum suntem aici în capela metropolitană, este capela construită de Mitropolitul Nicolae Bălan, mult mai târziu, cu 100 de ani deja mai târziu, dar Sfântul Andrei patronează și aici, pentru că pe ușe se intră de la Arhiepiscopie, deci intră mitropolitul, și pe altă ușă intră studenții și se întâlnesc împreună aici pentru al cinsti pe Sfântul nostru ocrotitor și protector și mai ales pentru a-i urma sfatul, pentru a-i imita viața lui atât de jertfelnică, pentru ca să aducem slavă lui Dumnezeu și să ne putem câștiga și noi mântuirea sufletelor noastre. Cred, în al preasfinția voastră, că ar trebui să ne gândim tot timpul la testamentul Sfântului Andrei Șaguna. Fiți pe pace, aveți-vă bine și nu vă sfădiți. Și atunci e bucurie în mijlocul nostru. Vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi, că ne-ați vorbit despre Sfântul pe care îl iubiți cu adevărat, despre Sfântul dumneavoastră ocrotitor și al întregii mitropolii din Ardeal, și vă mai aștept cu drag la Cuvânt pentru Suflet și vă spun la mulți ani. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze, și la mulți ani tuturor. Sărut dreapta în al preasfinția voastră. Dragi telespectatori, învățăm de la Sfântul Ierarh Andrei Șaguna smerenia, învățăm că trebuie să ne rugăm mai mult, să aducem pacea celor de lângă noi, și atunci suntem făuritori ai bucuriei. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă spun la mulți ani tuturor!